în semn de înaltă apreciere pentru contribuția semnificativă la protejarea și stimularea concurenței pe piața românească în vederea dezvoltării unui mediu concurențial adecvat pentru o promovare cât mai bună a intereselor consumatorilor, președintele României decretează. Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler domnului Bogdan Marius Chirițoiu. Domnului Mihai Berinde. Se conferă Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavaler doamnei Daniela Victoria Bădilă. Domnului Andrei Pufulescu. Am ajuns astăzi, după un sfert de secol, într-o etapă în care putem spune că avem o economie de piață și instituții consolidate, după un parcurs de tranziție deloc simplu. În toată această perioadă, autoritățile de reglementare au avut un rol deosebit de important, pe care Consiliul Concurenței l-a probat și sper să o facă și în continuare. Concurența este factorul cheie în manifestarea libertății economice și în asigurarea prosperității. În acest sens, sunt convins că și în viitor Consiliul Concurenței va face proba profesionalismului său la cel mai înalt nivel, astfel încât concurența să furnizeze cât mai mulți anticorpi necesari unei economii sănătoase și dinamice. Revine mie plăcerea să vă mulțumesc în numele colegilor meu și al meu personal pentru onoarea pe care ne-o faceți. Onoarea care de fapt se răsfrânge asupra întregului colectiv al Consiliului Concurenței. Aveți aici prezenți oameni care unii dintre ei activează de 20 de ani în Consiliu, de la crearea lui, oameni care au lucrat sub conducerea domnului președinte Berinde la eliminarea unui dintre obstacole în calea aderării României la Uniunea Europeană, unul dintre cele patru stegulețe roșii viza concurența. Prin eforturile lor s-a reușit ca România să intre la timp în 2007 în Uniunea Europeană. Apoi, mulți din cei prezenți aici au lucrat în ultimii ani în Consiliu cu rezultate pe care ne bucurăm că le apreciați dumneavoastră și vă asigurăm că vom continua să facem același, cel puțin la fel de mult în viitor, să ne asigurăm că în România se respectă regulile de concurență, că legea este aplicată în mod corect și eficient, după cum bine spuneți dumneavoastră, pentru a asigura buna funcționare a economiei, un cadru normal de socioactivității pentru agenții economici și, în ultima instanță, prosperitatea consumatorilor. Vă mulțumim!